Când mama Elodiei Ghinescu a auzit că fostul ei ginere, Cristian Cioacă, a fost eliberat din închisoare, a împărtășit niște gânduri uimitoare. Povestea Elodiei a cutremurat întreaga țară, fiind un caz notoriu de dispariție și crimă. Cristian Cioacă, soțul Elodiei și fost polițist, a fost condamnat la 15 ani și 8 luni de închisoare pentru uciderea Elodiei, dar a petrecut doar 9 ani după gratii. Mama Elodiei, cu inima grea, a vorbit despre situația fiicei sale, făcând o paralelă cu cazul Danei Roba. Într-o lume plină de necazuri și mister, povestea Elodiei continuă să rămână în memoria oamenilor. Dana Roba, o cunoscută macheopartistă, a trecut prin momente cumplite când soțul ei a atacat-o brutal cu un ciocan în timpul somnului. Transportată de urgență la spital, Dana a luptat pentru viața ei, iar medicii au reușit să o aducă înapoi pe calea recuperării. În contrast cu tragedia Elodiei Ghinescu, Dana a avut o a doua șansă. Mama Elodiei, cu inima frântă, observă că soarta fiicei sale a fost mult mai cruntă. În timp ce agresorul Danei și-a dat seama de greșeala sa și a cerut ajutor, Cristian Cioacă, soțul Elodiei, nu a făcut acest lucru. Mama Elodiei își amintește cu durere cum nu a avut o impresie bună despre Cristian de la început și regretă că fiica sa nu a fost salvată la timp, așa cum a fost Dana Roba. Dacă soțul Elodiei ar fi cerut ajutor, poate că astăzi fiica mea ar fi fost în viață, mărturisește mama îndurerată. Soțul Danei Roba, într-un moment de luciditate, a cerut ajutor medical și astfel, Dana a supraviețuit. Emilia Ghinescu, mama Elodiei, crede că influența mamei lui Cioacă a fost un factor în tragedie, dezvăluind cu tristețe că fusese avertizată cu privire la un posibil act violent. Ea mi-a zis că Elodia va primi o bătaie cumplită. Și așa a fost, își amintește Emilia, cu durere în glas. Emilia Ghinescu este profund dezamăgită de decizia justiției de a-l elibera pe Cristian Cioacă. Deși au trecut ani de zile de la dispariția Elodiei, durerea mamei este încă vie și profundă. Emilia mărturisește cu inimă grea că nu a păstrat nimic care să-i amintească de fiica ei. Cristian Cioacă vânzând toate lucrurile personale ale Elodiei. Nu am niciun suvenir de la ea. Toate hainele, bijuteriile, chiar și blănurile ei, vândute pentru un preț derizoriu. A dispărut tot, inclusiv aurul și banii, spune Emilia, copleșită de tristețe. Cristian Cioacă nu doar că și-a luat totul de la Elodia, dar i-a și șters orice urmă din lume. Emilia Ghinescu povestește cum nu a rămas cu nimic după fiica ei, nici măcar un simplu creion. Totul a fost luat, chiar și viața ei, spune ea, cu o voce plină de durere. Accesul în apartamentul Elodiei i-a fost permis Emilei abia după mai bine de un an. Scenele pe care le-a descoperit acolo au fost șocante. Peste tot era sânge, în dormitor, sub parchet, pe clanța ușii, pe pat, în sufragerie. Părea că Elodia s-a luptat cu disperare să supraviețuiască, își amintește mama îndurerată. Emilia nu poate înțelege cum un om capabil de astfel de cruzimi poate fi eliberat. După tragedie, Cristian Cioacă a avut relații cu alte femei, cărora le-a oferit chiar și hainele Elodiei. Erau fete fără educație. Unele s-au speriat de el și l-au evitat, conchide Emilia, cu un sentiment de nedreptate profundă.